Cine caută, găsește. Cu răbdare, furnica mănâncă elefantul. Cine are gură, să nu spună că nu mănâncă. Un cuvânt spus la timp este ca un diamant. Cine împrumută bani, împrumută griji. Fiecare pas mic înainte este un pas spre succes. Trecutul este un copac sub care umbra nu dispare niciodată. Nu lăsa să-ți scape șansa atunci când ea bate la ușă. Cine se uită în apă, vede fața adevărului. Un om fără cuvânt este ca un copac fără rădăcini. Dacă te temi de ploaie, nu vei face niciodată o recoltă bună. Să fii înțelept înainte de a vorbi și lași după. Omul fără prieteni este ca o casă fără acoperiș. Cine nu știe, este ca și cum nu ar vedea. Mai bine să fii singur decât într-o companie rea. Cel care nu râde, nu înțelege viața. Adu-ți aminte de ziua ploioasă atunci când soarele strălucește. Cine se teme să nu cadă, nu va merge niciodată înainte. Femeia care se excită ușor se vede după cum îi strălucesc ochii când vorbește despre pasiunile și dorințele ei. Nu-ți sparge capul în zid în speranța că va deveni ușă. A munci înseamnă a lupta împotriva sărăciei. Cine merge pe două drumuri nu ajunge nicăieri. Dacă nu ai nimic de spus, taci. Cine nu ascultă, trebuie să simtă. Care dintre aceste proverbe angoleze te-au impresionat? Împărtășește-ți opinia printr-un comentariu. Mulțumim pentru vizionare!